Vine iarna și, odată cu ea, apar diverse obstacole care îți dau programul de alergat peste cap. Astăzi îți spunem ce ar trebui să te motiveze să continui și ce echipament trebuie să ai pentru a trece mai ușor peste problemele inerente precum mocirla, încălțămintea udă, ninsoarea, nămeții de zăpadă sau echilibrul precar. Beneficiile alergării pe timp de iarnă sunt evidente. Vei depune mai mult efort pentru a face față condițiilor neprielnice, deci vei arde mai multe calorii, îți va crește rezistența fizică și vei elimina efectele exceselor pe care le faci de sărbători. Cel mai puternic adversar pe care îl vei întâlni iarna este propria stare de spirit. Îți va fi greu să ieși din confortul casei la temperaturi negative, pe viscol sau atunci când străzile sunt acoperite de zăpadă. Pentru a te mobiliza mai ușor, îți recomandăm să îți găsești parteneri de alergare. De asemenea, ajută să-ți faci un plan, setează-ți o țintă fixă, de exemplu, atingerea unui număr de kilograme. Și nu uita să alternezi traseele, astfel va dispărea monotonia. Experiența alergării pe timp de iarnă poate fi extrem de plăcută dacă ești echipat cum trebuie. Îți recomandăm să alegi un set de îmbrăcăminte outdoor în straturi, format dintr-un tricou de alergare cu mâneci lungi și un strat secundar călduros, precum o jachetă de protecție împotriva vântului, care poate fi îndepărtată pe măsură ce te vei încălzi. Nu trebuie să-ți lipsească o pereche de încălțăminte de iarnă impermeabilă și călduroasă pentru alergare. Laba piciorului va fi protejată cu șosete pentru alergare fabricate din lână sau din țesătură care nu reține umezeala. În partea de sus, poți opta pentru colanți pentru alergare. Accesorii precum mănuși, protecție pentru gât, mască și ochelari îți vor face experiența mult mai plăcută.